18 am plecat. În 18, astăzi suntem în 29, 11 zile, nu? Da. 11 zile, câți kilometri au fost? 320 de kilometri. În etape de 45, 20, 6 treziți, spălat, aranjat, grijit picioarele, mâncat, 7 jumate, pe drum. Primul mesaj a fost că nu-i normal să n-avem apă în 2017, jumate în România. Asta e mesajul de bază. Domnul primar, eu sunt venit la Copșa și sunt drum către București. Și atât de aproape. Ați ajuns la București? Aproape, mai puțin, mai puțin. Ai dat un pas de apă? Bine, să vă spun. Nu avem deloc la momentul ăsta. Niciun fel de rețea de apă? Nu e niciun fel de rețea, nici de apă. Avem o rețea de canalizare care nu e funcțională de 2007 implementată. Avem până la București, până la kilometru 0, 24 de kilometri. Adică ar fi trebuit comuna asta să fie mult mai mult dezvoltată față de celelalte comune. Domn primar, încercăm să dăm înainte cu ceva, cu un proiect. Deci vă spun, am în proiecte lucru. Eu am crezut că tot și parcă zici că stai pe loc și să da. Stai așa că nu mai... Da. Să trebuie, doamne ajută! Uite, scrie mare București. Am ajuns în capitală. Ce frumos. Văd placa cu Bucureștiul eu acum. Hai că acum trec drumul dacă nu mă calcă nimica. Salut, Neagule! Și păiană, salut! Ați traversat în regulamentar, domnule. Pentru o cauză ca asta... Mulțumesc, Elin. Să asume nimeni niciun rahat pe treabă, nici o chestie care îi simtă, nu o să știe nimeni dacă nu există o procedură făcută de alții înainte sau o lege care spune lucrul ăsta, că atunci vreau să mă că discuție merg greu. Nimeni nu vrea să se asume absolut nimic, oricum, e ca așa și trebuie pe oameni.